Salutare, fraților! Bine ați revenit la un nou vlog. Știi că... E un vlog doar pentru pasionați. De ce? Pentru că mergem într-un loc frumos, cu verdeață. Trebuia, nu? Suntem aici toată lumea. Soția conduce, fratele meu, cumnata, fata. Și... trupa de șoc. Și da, mergem la Brașov. De ce mergem acolo? Pentru că e un car mit acolo. Normal e de ieri. Mergem în față, da? Știu, da. Normal a început de ieri. Ceasul e ora 11:20 și noi abia ne-am pornit încolo. Sper să mai prindem ceva, să nu se spargă târgul. Și da, sper să mai prind ceva pe acolo, să vă arăt și vouă ceva mașinuțe din România. De ce nu? Și mergem să ne mai clătim și noi ochii și facem o scurtă ieșire și facem și un vlog, bineînțeles. Adică facem 3 în 1. Am zis bine, da? Așa, și da. O să revin cu cadrele de pe drum, să vă mai arăt puțin peisajul și alea. Voi, dacă n-ați făcut-o deja, lăsați un like, dați un share și un subscribe. M-ar ajuta enorm. Și da, hai, revin cu cadre de pe drum. Salutare, fraților, din nou. Revin cu un nou update, după cum v-am obișnuit. Asta de fiecare dată zic așa, dar nu știu. Mă capui diferit că ești la volan. Mi-a intrat în reflex, da. Acum, după cum vedeți, am schimbat rolurile. Am devenit eu șoferul și ea o deveni copiloata. Da, mai glumim. Noi tocmai am revenit cu un update. Noi tocmai ce am coborât Uituzu. Nu știu cât mai avem de aici, probabil vreo oră, oră jumătate. Cam așa, da. Cam așa, în jur de. Da, îi dăm la drum. Peisajul e foarte frumos. Vremea e foarte ok. Afară sunt 23 de grade. Foarte frumos. Și da, mergem la Carmit și ne mai revedem cu update-uri din zonă de acolo, de la Carmit. Sper să fie mașini frumoase, interesante, sper să mai prindem ceva, că Carmitul se numește Speed and Sound, cred că am mai zis. Și da, au fost ieri și astăzi, și astăzi se termină, bineînțeles, nu știu când, la ce oră, dar o să termin în curând, probabil, astăzi. Și sper să... prindem și noi ceva. Da, Carmitul s-a făcut, s-a organizat la împarcare la cetate. Uh-huh. La Râșnov. Uh-huh. Așa, mergem acolo, vedem care-i treaba. Probabil facem și niște poze. Nu am luat camera, dar pot face cu telefonul niște poze șmecherii. Și da, pentru poze urmăriți-mă și pe Instagram, dacă tot am zis de poze. Și da, hai, ne revedem de acolo. Salutare, fraților, am ajuns la Carmit. La Carmit am ajuns. Da. Avem aici un Audi, a să vă-l arăt. Ăsta Carmitul, asta e o parcare, am glumit și eu. Am vrut să fac și eu stand-up comedy, dar nu prea mi-a ieșit. Tocmai aici am parcat mașina. Aici, am venit cu asta la antă. Și de acum plecăm pe aici pe jos, ieșim la strada principală și avem de urcat, pentru cei ce știu aici, e drumul care se duce și la Dino Park, numai că e un pic mai la deal, adică trebuie să ajungeți la cetate. Puteți urcați cu trenulețul sau pe jos, 10 minute. Noi o să urcăm pe jos pentru că suntem de la Bacău și un pic cam zgârciți. Și o să urcăm pe jos. Da, mulți bani. Hai, ne revedem de pe drum. În Bădurici, urcăm la deal. Mergem ușor, la pantă. Cu copilotul. Cu soția. Uitați-vă aici. Cu băieții. Și fetele. Hai, îi dăm la deal și ne revedem de sus. Salutare, fraților, am revenit din nou. Am fost sus, s-a terminat atât. Coborând la val, nu s-a terminat nimica. Noi am fost, glumesc, noi am fost la cetate sus, la cetate sus nu e nimic acolo,
De fapt, în parcare, fix unde am parcat mașina, era în partea opusă. Așa a văzut femeia, deci de sus. Am pierdut 10 minute din viață, urcând la deal, și 10 minute coborând la vale. Da, asta e, mergem la vale acolo să vedem ce-o mai rămas, ce mașini mai sunt acolo, să vedem dacă mai e ceva. Hai! Acum am zis, acum câteva secunde am zis, ne revedem de sus, acum zic ne revedem de jos. Ha, de jos! Am ajuns și la Carmit, se pare că mai e aici ceva, ceva mașinuți, numai că când aveți copil mic, cam așa puteți merge, numai așa puteți merge la Carmit. Afă tata, cum faci cu degetele? Nu, așa? Așa, tati? Hai să vă arăt niște mașini aici, dacă tot am ajuns. Frumos ăsta, frate. Frumos, clean, frumos. Și ăsta are o culoare demențială. Hai să intrăm înăuntru, pe aici. Intrarea, revenim dinăuntru. Înăuntru, tot cu fata, în spate. Hai să vă arăt ceva mașini pe aici, frumoase. Tot am venit, o să vă filmez așa, cu țin și fata în spate. Îmi place ce văd aici. Passatul ăsta Airline arată frumos și Camaro ăsta arată frumos. Sunt super mașini, mașini super frumoase. Da, tati, uite cum arată mașina, vezi? Ce grafic are pe ea. Are muzică, tati, da. Foarte frumoase mașinile aici. Mașini foarte îngrijite. Și Audi-le ăsta. Ăsta ce-i? Tot Audi, da. Frumos. Frumoasă mașina. Îți place, tati? Da. Cabrio ăsta frumos. Moldova. Face motor așa prin toate, prin toate mașinile. Să vă arăt. Și un Golf 4. Bineînțeles, next level ca nostru. Noi, ca nostru e next level. Hai să ne uităm puțin la el. Văd că are scaun la Bride. Frumos. Roll cage. E în 4 uși. Arată frumos. Îți dai în 4 uși. Frumos. Nissan. Hai să vă arăt elerunul la Nissanul ăsta. Cum arată elerunul. Mamă, cum e janta asta aici. Ce face nesimțită asta de janta? Și eleron. Seat. Ăsta ce e? 92, nu? Da. E92. Frate-mi e pasionat de E92. Foarte frumos, trapă. Frumos. Exemplar frumos. Și asta arată super, tot e 92. Hai să vedem puțin motorașul. Așa e frumos, tot e 92. Hai să vedem și A3-ul ăsta. A? Foarte frumos și ăsta. Jantele, fitment, frumos. Buze, îmi place. Îmi place ce văd. N-am venit degeaba. În prima fază am zis că am venit degeaba, dar n-am venit degeaba. Și A3-ul ăsta. Dă-te un pic. Frumos și ăsta. 4. Frumos. Dar Mercedes ăsta ce zici? Ce face camberul ăsta de pe spate de aici? Ia spuneți acolo, lăsați în comentarii cum arată. Foarte frumos. Dar noi avem voie să mergem așa printre ele? A, că doar nu le face nimic, nu? Hai să mergem pe aici. Da, foarte frumos. Și Passat CC-ul. OZ-uri. Foarte frumos și ăsta. Roll cage. Bicicuță foarte frumoasă și aia. Hai să mai mergem. BMW-ul ăsta ce zici? Ce zice turbina aia de acolo, din capot? Are slick-uri pe spate. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Hai, revin cu alte mașini. Vă mai arăt o mașină aici, un exemplar frumos. Eu țin fata în spate.
așa arată BMW-ul ăsta. Foarte frumos. Roll cage frumos. Și Toyota asta. Astea erau câteva în Irlanda, făcute ca lumea, cu wide body, cu Honda asta. Arată demențial. Asta Chiria, nu ceva. Foarte, foarte frumoase mașinile. Un exemplar aici de Golf 3 cu remorcă, Golf 3 GTI. Foarte frumos. What happened, tati? Nothing. BMW-ul ăsta e frumos. L-am mai văzut. Foarte frumos. Da. Ia mai zi o dată. De ce are numerii? Verzi. Cât ce? E hibrid, nu? E electric? Nu e electric, hibrid, ca e sensul. E doar de show, mă. Cum arată și asta? Am lăsat-o și pe soții vlog aici, o să iau o prostie, dar... Și asta galben, frumos. Și asta foarte frumoasă mașină. Mamă, cum arată vopseaua pe el. Dar Loganul ăsta, Japan Racing-urile astea, ce zic? Nici nu știu dacă se mai vede. Foarte frumos. Mașini super îngrijite, super clean, super curate, frumos. Șeptarul ăsta. Cunoaște șeptarul ăsta? Mamă, cum arată mașinile astea în real, în realitate. Foarte frumoase. Foarte pregătite pentru show, foarte pregătite. Hai să vă mai arăt pe aici. Mergem pe partea asta. Vă arăt ceva BMW, ceva Golf 3. Dacă tot am și eu un Golf 4, vă arătăm Golf 3. Hai să vă arăt și Golf-ul ăsta 3 cu remurcuță. Foarte, foarte frumos ăsta. Șmecherii. Mașina, tati, da. Da. La Golf-ul ăsta ce ziceți cu Golf-ul ăsta? Cabriul ăsta. Mamă, cum arată și ce culoare are. Culoarea e demențial. Este? Șmecher. Frumos. Hai să mai vedem un BMW E39. Fratele meu e fan BMW. Ia, făcut mâna aici. Cu... Are wide body ăsta, nu? Mă laud, dar e a mea. Ia mai zi o dată. Nu vreau să mă laud, dar e mașina mea. Asta e mașina lui. Foarte frumos. Are un wide body, văd pe el, are foarte frumos. Bă, dar cum arată, ești nebun? Îmi faci interviu cu ea? Și cu domnul cât... Ai mă ce mult la ea? Foarte frumos. Noi glumim, hai să vă-l arăt din față. E demențial și culoarea și vopseaua pe el. Cum, frate, să stai tu ca asta să iei certificatul la o mașină de gen? Când umblă toate rabilele pe drum, care chică tabla de pe ele și așa, și iei certificat la o mașină de gen. E să pari ulea că... Dar Golf-ul ăsta ce zici? Dar fetița asta ce zici? Domnișoară, ați venit cu Golf-ul ăsta? He? Porint arată demențial, are folii pe faruri. Eu am venit cu Mustang. Unde e Mustangul dumneavoastră, doamnă? Noi mai facem și stand-up comedy. Loganul ăla e volan. Și Opelul ăsta e foarte frumos. Volanul ăla. Hai că ne uităm și la ăla. Da, asta mi-e titică ce zice. Băi, dar cum arată ursulețul ăla, alb. Demențial. Da, și asta. Da, e demențială și asta. Demențială, foarte frumoase mașini. Foarte, foarte frumoase. Dar și rocul ăsta ce zice? Am văzut vlog cu și rocul ăsta la MTB, pe canal. Foarte frumos. Și în real arată, e demențial. Cu băiatul ăla cu Golf-ul roșu. Care demențial. Care? Da, îl știu. Da, la Maramureș sau ceva, nu?
Au, ce zice coloanul ăsta de aici? Loganul ăsta ce zice? Ia să vă arăt cum filmez eu. În caz de mă certați că nu sunt cadru bine, eu am cochiul în spinare. Hai să vă mai arăt o... Stai așa, că nu se schimbă camera. Uite și BMW-ul ăsta alb. Ăsta e 60. Da, ăla ce zice Audi-le ăla? Mafia asta. Mafia. No. Dar uite-le la culoarea. Uite-te un pic culoarea. Impecabil, impecabil. Impecabil. A pisicuța asta ce zice? Mănâncă din petroi la cât de joasă. Foarte, foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Aici ai puțină muzică. Sper să nu mi-au copyright. Și BMW-ul ăsta arată foarte, foarte bine, foarte bine. Hai să ne ducem mai încolo unde nu e muzică și filmăm din nou. Doamne, mai spuneți ceva, mai dați un spoiler cu mașinile voastre. Hai să vă arăt aici două Golfuri 4, 3. Care arată top, toate trei arată. Toate trei arată. Probabil le știți de pe TikTok, de pe... Stai că m-am oprat prea mult. Uite, are farurile alea. Da. Ăsta roșu e demențial. Nu stai bine, tati? Vrei să te mai duci la Cosmin? Te mai duci la Cosmin? Ha. Vălio, ce bine. Hai să vă arăt și Golful ăsta 3. Golf 4, scuze. Scaune foarte frumoase, scaune de pe el. Și arată într-o condiție foarte, foarte bună. Și ăsta arată fitment. Camber. Țiplă. Avem și noi faruri de genul. Stai că filmam nasul, așa arată mașina. Avem și noi mașini de asta. Da, nu e exact. Nu e exact. Nu e exact ca asta. Care? A, da. Vă arătăm și o mașină de la Bacău. Foarte interesant. Și Golful ăsta. Astea jante care le-am avut pe Audi. Ceva de genul am avut și eu pe Audi jante. Numai că erau de la Vimon. Vimon Wheels. Jantele alea, nu? Nu-s Vimon. Sunt altă marcă. Dar acela model. A, de-o plecat. Băiatul de la Bacău. Cu Loganul. Foarte frumos Loganul. Foarte, foarte frumos. L-am văzut și la Bacău, e piperni, foarte frumos. Arată demențial. Acu e mașina. Eva, uite la tati aici. Hei, uite la tati, zâmbește tati. Îți plac mașinile? Da. Ia mai zi odată, îți plac mașinile? Da. Bravo, tati. Azi vă mai arătă niște BMW-uri pe aici. Nu pun melodii pe clipul ăsta, nu pun nimic, las pur și simplu așa cum e el, așa îl las. Și rocul ăsta verde, are o culoare demențială ăsta. Foarte frumos. M4-ul ăsta, foarte frumos ăsta. Foarte frumos. Ăsta e M4? Ce? Nu știu dacă e M4, M4. Presa că doar seria. Ford Mustang nou. Jetta, Jetta, roșii. Și cam astea sunt toate mașinile în mare parte. Super interesante, super frumoase. Super frumoase. Hai, mă mai învârt puțin pe aici și revenim cu noi cadre. Vă las acest BMW. Salutare, fraților, din nou. Ne aflăm în mașină, după cum vedeți. Noi am fost la Carmit, am terminat acolo. V-am arătat deja cadre de acolo. Am filmat cum am putut, pentru că am fost cu copilul. Și am filmat cum am putut. Sper că ați văzut ceva ce am filmat eu pe acolo. Sper să nu mi-au copyright, să fi luat copyright pe acolo, ce muzică avea oia pe acolo pe fundal. Vreau să-mi dau și cu părerea despre Carmit și mașini. Foarte bine organizat acolo, localul, din ce am văzut eu. Mașinile sunt țiplă, arată toate, arată top, personal.
apreciez pasiunea. Și da, părerea voastră? Părere bună? Super. Foarte bună. Așa? Nu aveau destule mustanguri. Da. Soția-i cu mustang. Da, și cu toate astea, ăsta a fost carbitul de aici. Ne-a făcut plăceri. Nu uitați de un like, de un subscribe și un share. Iar noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Pe data viitoare. Pa!